Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bună, sunt Mihaela, am 22 de ani. Bună, sunt Mario, eu am 49 de ani. Pe vremea mea încă se mai dădeau kilometrajele înapoi și când am luat-o am apelat la un specialist și am mai redus pe măsură ce trecea timpul. Și acum am ajustat-o la 22 și aș vrea să o țin aici, că vreau să o mărit. Să nu uităm că avem și un copil de 18. Practic s-a născut odată cu mine. În curând o să fac 38 și nu-mi vine să cred. Că încă mă simt tânără sau m-am obișnuit să fiu tânără, o văd pe fiii mea că a crescut și mă face să mă simt tânără. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit! Sau ați decis să concurați unul împotriva celuilalt sau faceți o echipă? Eu l-am înscris pe el, pentru că el e cel pasionat, după care cumva m-am înscris și eu și am vrut să concurăm separat, dar se pare că o să concurăm împreună. Și după aia separat, vom vedea. Asta e părerea ei. Părerea mea este că aș vrea să concurez împotriva ei. Între noi trebuie să recunoaștem, există o competiție nedeclarată. Noi ne dăm așa... Acum e declarat-o deja, este declarat. Da, deci, da. E momentul să o declarăm. Nu, suntem în competiție, orice am fi făcut, orice am făcut și ce vom face, este o competiție, eu cred că este între orice soț și soție. Timea, cine gătește mai bine acasă? Nu mă pronunț că eu mă întorc cu ei acasă. Astăzi o să fac o rețetă italienească de iepure cu măsline verzi și sos de roșii cu mămăligă în stil italienesc. Eu în seara aceasta o să gătesc preferițe marinate cu rozmarin, sare și ulei de măsline. O să fac un hummus arabesc și o să fac o salată specială cu zer, smântână și maioneză. Pentru mine e destul de provocator să gătesc pentru că eu sunt și discromat. Și dacă îmi spui, dăm și mie solința aia roșie, nu-mi dai șah. Și atunci eu trebuie să-mi fac alte repere ale mele, să gătesc altfel. De-aia și la plating mă cam ferez de plating. Dar îmi plac lucrurile mai lucrate. Nu-mi place să gătesc chiar atât de banal. Nu înseamnă că îmi și reușește. Și eu nu concep să plec acasă fără cuțit. Fără cuțitul final, fără premiu, adică. Măi. Da, eu vreau 3 cuțite. Chiar am aliniat toate planetele. Eu îmi doresc măcar un cuțit să nu par, cum să zic, ultima casnică. Eu sper să nu ne puneți în aceeași echipă. În prima din stânga, savarină, în cea din dreapta, amandine. Și ce faci dacă într-una este... Cu sos de vaselină. Auzi, dacă în ambele farfurii găsești usturoi? Nu mai dormim în pat. Nu mutăm în alte dar camere. Dar chiar trebuie să o să întreb prea voastră, dacă am voie să dorm cu ea în pat. Mamă, norocul meu că sunt singură acasă. Ok. Mâncare oltenească, asta, oltenească. Ce mă, cu măsline? Da, mă. E oltenească, mă, într-una. Oltenească. Și asta din stânga asta ce? Asta din dreapta are mușdei, are usturoi. Da, cu care începem? Aia fără usturoi. Hai cu asta. O salată, cred, și prepeliță. După salată e ceva franțuzesc aici. Prepeliță și hummus e prima oară când mănânc în aceeași farfurie. O fi vreo farfurie din asta, semi-arabescă. Mă mălic, uite, astea oltenească toată ziua. Asta e iepure? Da. Iepur cu măsline. Ia mă, e făcut? Este asta. Bravo. Hai să vedem cu farfurile astea cum facem. Avem 2 concurenți? Avem. 2 concurenți. Deci ar putea fi vânător. Ok. Sau soție. Da. Unul e arab, francez. Ea, olteancă. Respirăm. Aha. Bună seara. Gata. Salam alecum. Bună seara. Bună seara, șef. Alecum salam. Bună seara. Am venit cu un fel de șpagă, dar puțin cam târziu. Haideți, vă rog. Ce e acolo? E o focaccia făcută de mine, am dezvoltat o pasiune pentru ea.
Asta a dus peste 30 de ore. Dacă vă face plăcere să degustați, cum aia făcută de mine, crescută de mine. Vreau și eu focaccia. Vrei un coș de focaccia? Am dus să iau. Cum vă numiți, cine sunteți, de unde veniți, ce ați făcut și ce vreți să faceți de aici încolo? Eu sunt Mihaela Zaharia, nu sunt olteancă, sunt în București. Sunt designer de interior și am venit să vedem și noi dacă știm să gătim sau nu. Eu sunt Mario, am 49 de ani, sunt un tânăr pensionar și... 49 de ani? Este Gina Pofticioasă emisiunei? Deci nu mă pot abține, îmi cer scuze, dar eu niciodată nu primesc nimic în spate. Poți să-mi dai mai mult, că mai am pe cineva acolo. Mă scuzați. Mă bucur că ai succes, să ai poftă, Gina. Dar cum la 49 de ani, pensionar? Pensionar, da, dar nu pensionar la stat. Am făcut un exit în business, mi-am vândut business anul trecut. Și m-am retras o perioadă. Ah, ok, ok. Da. Și am zis că să mai încerc și alte lucruri. Și l-am înscris la șef la cuțite. Și m-am scris soția mea la șef la cuțite, da. Da, este bună. Doamne! Cum v-ați cunoscut? Aoleu! Ne-am cunoscut acum mulți ani. Aproape 20 de ani. 20 de ani? Da. Da, era undeva prin 2003. Am vrut să schimb un pic aerul de București cu unul de provincie. Adică mersese cam prost treaba prin București și am zis, de cât cioară la oraș, mai bine vulturi la țară. Frumos, și asta, am ajuns undeva pe la Găiești, unde am deschis acolo o terasă în Casa de Cultură, în incinta Casei de Cultură. Și după ce am deschis pub-ul, într-o zi, m-am trezit că intră pe ușă o tânără domnișoară. Trei zile mai târziu am cerut-o de nevastă și de atunci suntem împreună. Trei zile mai târziu? După trei zile? Da. Ați făcut și nuntă? Da. Gândeam că am făcut și nuntă și aici a intervenit surpriza. Surpriza a apărut la nuntă, când am apucat să facem lista cu invitați și am păsat dacă suntem verișori. Mă! Dansăm? Frumoasă. Da, pot să fiu și dansator dacă vreau. Aoleu, Doamne! Am râs, am glumit, dar vreau Doamne să începem să discutăm serios. What is the dish that we taste? Today I made jollof rice. Jollof rice. Yes. So, adică e o călătorie Thailanda, Africa de Nord. Îmi pare foarte rău pentru farfurie. Dacă vreți să destrămați o familie, luați decizia pe care ați luat-o. Asta e. Revenim la cuțite alături de un cuplu extrem de simpatic. Amândoi buni le-a spus povești și, cum șefii sunt buni le-a ascultat, se mai cere un rând de vorbe despre el și ea. Surpriza a apărut la nuntă, când am apucat să facem lista cu invitați și am păsat dacă suntem verișori. Mă, nu cred! Mamele noastre s-au pus la masă să facă lista cu invitații și, pe modelul, vine mătușa X, mătușa Y și maica mi-a zis, păi am și o mătușă la fel. Aoleu, da, dar de unde? Și așa, cumva, suntem verișori de gradul 3. Da, am înțeles că verișori de gradul 3 nu e... Nu e panică. Primar, nu e. Asta a reglat-o noi din condei. Nu știm exact ce grad. Cred că suntem frați. Da. Aoleu, Doamne! Nu e posibil. Frață, mamă! Dar ne și înțelegem așa bine. A, uite că acum am mestlit. Și ca să trăiască așa pe roșu de la început, mi-a dat mie o bucătăreasă de-a mea, un pont, că la mare dăm un tun. Și am închiriat o terasă la mare, am închis pub-ul, am luat-o personalul, am luat toate sculele din bucătărie, le-am închiriat case, tir, am fost acolo. Și am reușit, la începutul sezonului, noi să dăm faliment. Să închidem când alții începeau. Da. Vindeam într-o zi de 58 de lei, două bere, adică erau groaznic. Chiriile erau... În fine, a fost și ceva frumos, că am ascultat pe Alifantis cum ne iubeam prin mansarde, ne-am iubit și noi sus la mansardă și am făcut un copil. Okay. La care are 18 ani acum, deci asta ne-a costat vreo 30.000 de dolari. I-a spus acum cât v-a costat. I-am un caiet, i-a spus mai târziu. Copilul e bine? Copilul e bine. Am adus și copilul ca să vedeți dacă e bine. De asemenea. Bună seara. Ce ziceți? Vi se pare că e bine? E bine. Da? Copilul crea la Găști. În mansardă la Mamaia. Domnișoară, ai văzut vreodată caietul ăla, ai mai rupt păinirie? Ce datorie ai să dai cât am investit în tine? El v-a spus frumos 30.000, mie cu 100.000 ține de vreo 2 ani, așa. 30.000 au fost doar la început? Păi da.
Păi inflația, da, cu aia s-a dus. Da, da, da. Nu, nu-mi pare rău, dă niciun ban atât timp când mi-i dă înapoi. Bă, e incredibilă. Cum rezici cu părinții? Rezistăm, rezistăm. Mă simt așa, de parcă... Este un pic la căminul cultural. Sunt mai mult frații mei decât părinții mei. Bă, mai ales când au toate poveștile. Băi, da. Am doi frate și tu un alt frate și cam mai ca la biserică un pic așa. Hai să revenim, da? Da, continuăm. Da, de câte ori ai dat faliment în viață? Eu am dat de 4 ori, ca lumea. Și cu mine de 3 ori am purtat noroc. De 3 ori cu ea, ca să o pregătesc. Okay. Și fără ea am apucat să mai dau unul ca să am ce să-i povestesc cu mine. Păi și până la urmă 5 ori ai troznit, o să înțeleg. Aveam așa o sămânță încolțită să devin și eu producător, dar asta o dracu, nu importator, producător. Producător, da. Și apucat să vorbesc cu unul în Italia și m-am dus la el și a zis, bă, vreau să cumpăr și eu un utilaj. Foarte bine, dar n-am niciun bar. Hai să vedem cum facem. Mi-aduc aminte că nevastă mi-a cerut 90 ceva, 89 de mii sau nu știu cât pe utilajul ăla. Era un utilaj second hand, dar foarte bun. Și l-am întrebat, băi, avea râșniță de cafea și am zis, bă, cuțitele astea de la râșniță taie bine? Și da, bine, atunci taie și mie prețul la 69.000, te rog. Mă! În condiție în care noi n-aveam niciun bani. Eu oricum n-aveam niciun bani, n-aveam ce să pierd. Și am luat-o, domnule, cu 69.000. Și cu banii rate. Adică te deam câte 1.000 de euro pe lună. Și uite așa am devenit producător, te dăm pastile de cafea, capsule de cafea, cum le știți, monodoze. Da, da. Am râs, am glumit, dar vreau să începem să discutăm serios. Bine. Hai, Timea, mergem? Eu vă las baftă. Papuș Toaică, o să crești mare și... Hai să vedem de ce ne-am adunat aici. Exact. Pâinica înseamnă că tu ai făcut humus. Exact. Dacă tu faci pâine, automat faci și humus. Serios? Da. Hai, da. Nu mă așteptam, am crezut că e tamă nivers. Pâine cu mămăligă, cum n-ai, mamă. De-aia am zis. Aici se simte mână de femeie. Se simte mână de doamnă care și-a crescut cu greu familie. Ei, ăla nu e oltenesc. Știm că nu e oltenesc. Tot ce este cu măsline, noi considerăm că e oltenesc. Știm că nu este oltenesc. E o glumă de-a noastră. Da. Șef, eu vă iubesc și vă voi iubi și vă respect în continuare, chiar dacă alea sunt goale. Cu tot respectul pentru voi, sunteți foarte simpatici. Senzațional. O să ridicăm toți 3 cloșurile și după aceea o să vă explicăm despre ce este vorba. 3, 2, 1, și? Bun. Să rămână. Dar? Doar pentru unul dintre noi. Vă trebuie cel puțin 2 cuțite să mergeți mai departe. Ok. Ok. Aveți 3. Exact. Dar sunt 2 farfurii. Ok. Deci? Așa. Deci sacrificăm pe unul dintre noi. Fiecare și-a ales ce îi place, ce i-a plăcut mai mult. Ok. Minunat. Ok. Dacă vreți să destrămați o familie, luați decizia pe care ați luat-o. Asta e. Hai, avem ce să facem, am votat înainte. Ok. Mie mi-a plăcut humus. Să rămână. Mie mi-a plăcut iepură. Să rămână și pentru asta. Mare părere de rău pentru voi, dar mai mult decât pentru voi, mare părere de rău pentru mine, pentru că sunteți simpatici. All in! Să rămână! Mergeți împreună! Să rămână! Mulțumim foarte mult! Cum să vă despărțim, dar nu... Să rămână! Ne permiteți să vă strângem mâna? Vă rugăm! Pentru mine înseamnă un soi de validare că mă duc într-o direcție ok, că nu pierd degeaba nopțile să stau cu aluaturile mele, să cresc mai aua, să vorbesc cu ea, să mă uit pe internet, să caut rețete. Pentru mine, cuțitul ăsta înseamnă să ies din zona de confort. Poate e un semn. Poate trebuie să-mi schimb meseria din nou. Habar n-am. Felicitări. Noi nu ne-am felicitat. Felicitări. Aaaa, nu să cred. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.